Săptămâna culturală dedicată dramaturgului slătinean Eugeniu Nescu a debutat aseară cu piesa de teatru Dale Carnavalului și a continuat de dimineață cu concursul de teatru pentru licee Dialogul Absurzilor. Între două momente teatrale, iubitorii de cultură și frumos au putut admira în foaierul Centrului Cultural Eugeniu Nescu și expoziția de caricatură semnată de Geo Tuică. Este o expoziție care cuprinde 40 de desene ale unor personalități ale momentului, să zic așa, dar și imagini ale unor personalități care nu mai sunt printre noi. Vernisajul a fost unul inedit, deoarece autorul s-a prezentat publicului prin telefon, neputând fi prezent din cauza programului încărcat. Ceea ce vedeți acolo sunt lucrări executate și după micul ecran, la unde scrie cele care s-au prezentat prin fața micului ecran, dar și contacte care le-am avut în direct cu dumneavoastră. Deși în viața de zi cu zi artistul lucrează cu imagini cât mai colorate și în mișcare, fiind cameraman la televiziunea română de mai bine de 30 de ani, tehnica sa de lucru este una ce pare simplă, dar în același timp expresivă și încărcată de realism. Are o tehnică foarte interesantă, sunt desene în peniță, sunt foarte expresive și sunt foarte bine compuse. Deci am văzut foarte mulți graficieni și în special portretiști, dar dânsul are ceva aparte. Festivalul de teatru continuă pe durata altor 4 zile cu piese de teatru și expoziții. În cadrul acestora, slătinenii pot întâlni nume mari ale scenei românești, dar și autori ce semnează atât în Penel cât și în Condei.